Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Mihai. Astăzi, invitatul Focus Press este Cătălin Iacob, consilier local USR. A venit la Focus Press pentru a discuta despre ședința Consiliului Local din data de 31 ianuarie. Foarte multe proiecte, s-au votat bugetul, dar și foarte multe amendamente ale grupului USR. Este vorba de 16 amendamente din 21. Și vom vorbi astăzi despre acestea și care sunt proiectele și ce se va întâmpla pe mai departe. Bună ziua, bine ați venit la Focus Press. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da, înainte de a vă pune prima întrebare legată de amendamente, de proiecte, de buget, vreau să spun că ședința de ieri a fost surprinzător una armonioasă. Nu v-ați mai certat, a fost așa lapte și miere între ghilimele. Ați început anul bine, fără discuții pe tema proiectelor. Cum de? Păi ne-am trezit acum ceva luni cu bugetul în consultare publică. Noi nu știam nimic, nu ne întreba nimeni nimic de el. Și atunci am început să discutăm și noi cu cei de la PNL. Păi ce facem? Hai să venim și noi cu amendamentele noastre, că avem destule. Și a urmat o serie de discuții. Am discutat până în ultima zi de ședință și am ajuns la proiectele noastre bugetate, făcute amendamente și, din fericire, au intrat în buget. Dar nu cred că asta e modalitatea, să facem așa pe ultima 100 de metri, în tensiune. Atunci când e urcat bugetul în consultare publică, trebuie să se regăsească și amendamentele noastre, că totuși suntem niște parteneri. Noi așa o vedem. PNL-USR. De exemplu, la Consiliul Județean, așa s-a procedat. Amendamentele consilierilor de la USR au fost băgate în bugetul inițial. Nu au fost cu amendamente, cum s-a întâmplat acum. Dar da, au fost amendamentele USR. PSD nu a avut amendamente, sau greșesc. PNL știu că a avut câteva amendamente. Din câte știu, PSD și PNL nu au avut amendamente la bugetul local. Primarul a avut. A avut, din câte știu și eu din presă, PSD și-ar fi negociat votul pe buget pentru două proiecte. Și iată, ne-am trezit că toate formațiunile politice au votat bugetul Constanței. Din punctul meu de vedere, este un lucru bun, că a fost votat de toată lumea. Da, la început de an și acum sperăm să se și implementeze. Că degeaba avem noi acolo bugetate proiecte cu sume destul de mari, dacă aparatul primăriei nu se va mișca. Dar noi vom face tot ceea ce ne stă în putere să se împingem de la spate. Și încă un lucru, ședințele încă se țin în format online. La Consiliul Județean, că ați menționat mai devreme de Consiliul Județean, ședințele s-au ținut în format fizic. Chiar ieri a fost ședință de Consiliul Județean în format fizic, fiind prezentă și presa. Despre Consiliul Local ați mai avut discuții? Știu că dumneavoastră, grupul USR, tot insistați ca aceste ședințe să se facă în format fizic. Noi am tot repetat chestiunea asta, că trebuie în format fizic, măcar cele ordinare să fie în format fizic. Sunt multe proiecte pe ordinea de zi. Așa să spui, când e o extraordinară și ai un proiect, da, se poate face online, acum să nu deveni și noi exact, exagerați. Exact, să pierdeți timpul, să spun. Da. Dar la ședințele acelea principale trebuie fizice. Sperăm, nu vreau să spun acum mai multe, dar sperăm ca în următoarea lună să rezolvăm și problema asta. Veți vedea că am pregătit ceva la nivel de grup. Grupul USR, consilierul USR. Da. Și acum revenind la amendamentele grupului USR, spuneați înainte să intrăm în direct că ați avut mult mai multe amendamente, dar doar 16 au intrat la vot. Și acum vreau să începem cu primul amendament. Am selectat așa din ele, promenada Mării Negre. Știu că este un proiect de suflet al consilierilor USR. Despre ce e vorba? Să menționăm, cum menționa, că toate aceste amendamente, despre aceste amendamente, este vorba despre elaborarea documentației. Documentații, da. O fază incipientă. Da. La orice proiect, trebuie așa se începe, da, documentația. Ne-am avut proiectul acesta de anul trecut. Pot să spun că am fost puțin duși cu zăhărelul. Mi s-a spus că vom face rectificare, vom băga bani în acest proiect. Dar a trecut timpul și nu s-a întâmplat nimic. Acum când a venit noul buget, am bătut și noi cu pumnul în masă, să nu se mai întâmple așa, vrem sumă importantă acolo, să putem să ne apucăm de treabă. Așa, cu 200 de euro nu poți mișca nimic. Și despre ce sumă este vorba legat de acest? Este vorba de 250.000 de lei, adică în jur de 50.000 de euro. Sumă bună.
la o sumă destul de bună. Asta nu înseamnă că va costa neapărat 50 de mii. Se va face o cercetare de piață, poate costa mai mult, poate costa mai puțin. Vă referiți la documentație? La documentație, da. Da. Noi am venit cu, să spunem, un maxim așa și să se încadreze în buget, să nu trebuie să nu facem rectificare din nou sau... Și în proiectul acesta, ce prevede mai exact? Să le reamintim telespectatorilor. În primul rând, noi vrem o promenadă pietonală și cu piste de biciclete, de-a lungul timpului. Zona cuprinsă? De la pescărie până la modern. De-a lungul timpului s-a tot vorbit de construcții pe promenadă. Acum câteva ședințe s-a vrut o șosea pe promenadă ca băieții deștepți să poată construi acolo, să niște de acces. De blocuri? Da, de blocuri. Pentru că atunci când vrei să construiești, trebuie să ai acces la un drum public. Altfel nu poți să construiești. Iată, se trezeau în mijlocul promenadei, fără niciun fel de acces, și primăria ce s-a gândit? Hai să le dăm și noi un acces ca să poată oamenii să construiască. Din fericire, proiectul a picat la vot și acum suntem pe făgașul normal. Și acum urmează să faceți ceea ce trebuie, ce constanțenii și-au dorit, de fapt, acolo, promenadă. Promenadă pentru constanțeni, locuri de belvedere, băcuțe, spații verzi, piste de biciclete, spații de fitness, adică chestiuni ce țin de normalitatea unui oraș cu vedere la, cu ieșire la mare. De blocuri ne-am săturat cu toții că le vedem peste tot. Să sperăm că acest proiect... veți duce acest proiect la bun sfârșit și consănțenii și turiștii să beneficieze de o astfel de investiție. Mai aveți dumneavoastră un amendament legat de parcare metalică supraetajată în zona fostului sediu SPIT pe Badea Cârțan. Cum v-a venit ideea și primăria avea un proiect cu astfel de parcare, cu mai multe parcări, de fapt, supraetajate metalice? Acolo este o zonă destul de aglomerată. Mașinile deja au ocupat trotuarele, pietonii nu mai au pe unde să circule și în acea zonă este necesară o parcare. Acolo este fostul sediu SPIT, care este într-o stare destul de deplorabilă, să-i spun așa. Propunerea noastră este să demolăm acel sediu și în locul lui să facem o parcare supraetajată. Am bugetat o sumă destul de importantă și acolo. Este vorba de 150.000 de lei și ne dorim acolo o parcare supraetajată pe care să beneficieze. Nu știu asta să vă spun. Se vor face niște studii și acolo se va specifica exact etajul avea acea parcare. Ideea v-a venit din discuțiile cu constanțenii sau știu că mergeți pe teren foarte mult, noastră consilierii USR. Ați văzut? Noi în ultimii ani am discutat cu cetățenii din zonă, dar lipsa acută locurilor de parcare sunt tot orașul. Exact. Adică nu trebuia să vină cineva să ne spună că... Dar din discuții cu constanțenii la fața locului ne-au spus că principala problemă sunt locurile de parcare acolo. Și ai un sediu care nu mai folosește nimeni, ai o clădire pe care nu mai folosește nimeni, ai un teren destul de generos. Și ne-am gândit la propunerea asta de parcare. A rezolvat multe probleme din acel cartier. Și mai aveți și noastră amendamente legate de elaborarea documentației privind bazin didactic și 3 săli de sport în 3 unități de învățământ diferite. Propunerea aceasta o aveam de anul trecut. De anul trecut. Da. Și ni s-a spus că nu ar trebui să cheltuim bani de la bugetul local, să așteptăm că ne vor da cei de la Compania Națională de Investiții de la Guvern. Și am așteptat, lunile au trecut și ne-am regăsit în momentul în care nu este pe listă, aceste proiecte nu sunt pe lista celor de la CNI. Și am revenit cu propunerile și acum suntem la faza de elaborare documentației tehnico-economice. Care sunt, mă scuzați, unitățile școlare ce vor beneficia de aceste 3 săli de sport? Nu pot să vă dau acum niște nume de unități. Tot așa, în baza unor studii, se vor vedea... Să vedem unde este nevoie, unde avem terenul necesar pentru aceste săli de sport. Că degeaba ne dăm noi acum cu presupusul, dacă nu se face o analiză temeinică.
Așa este. Și mai avem și un bazin didactic de not, care la fel vom vedea exact unde va fi amenajat. Mai aveți și amendamente legate de două festivaluri, Light Zone și Festivalul Internațional de Artă Stradală. Cum au venit ideile sau amendamentele sau proiectele? Light Zone a fost, a mai fost și anul trecut. Dorim să continuăm. A mers foarte bine. Dorim să continuăm acest proiect. Iar pe lângă acesta mai avem și Festivalul de Artă Stradală. Ne dorim ca pe o zonă din oraș, mai probabil în centru vechi, să vină artiști, să promovăm cultura din Constanța, diferite evenimente ce vorbează cu cultura. Chiar dacă primarul Constanței a spus că trebuie să tăiem de la cultură, nu, noi nu suntem de acord cu ideea asta, cultura trebuie promovată în Constanța. Mai era unii care spuneau, luați cultura și băgați-o în dubă, dar nu cred că e cazul. Deci doriți să promovați cultura. Da. Și acum vreau să trecem la un subiect, tot de amendamente mă refer, dar legat de aceste clădiri de patrimoniu, clădiri istorice din municipiul Constanța, cu precizarea că dumneavoastră, consilierii USR, mereu ați avut inițiative legate de aceste clădiri și aveți amendamente legate de reintroducerea în patrimoniu turistic și cultural, Palatul Regal și Barul Orient. Și acolo au fost probleme la Barul Orient, dacă nu mă înșel, la Stăvară și tot așa a discutat în ședințe. Tot pentru elaborare. La Barul Orient situația este destul de dificilă. Proprietarul dorește să demoleze, au ținut certificat de urbanism, da, dar s-a pătrunit la Direcția de Cultură. Pentru că acolo trebuie un aviz să se elaboreze, la Direcția de Cultură, fiind un monument istoric. E mai complicat, nu? E mai complicat pentru demolare. Acolo a fost partea a vilei regale, a locuit Regina Maria, adică nu ne putem juca cu istoria. Așa, să demolezi imediat, e foarte ușor. Bagi un excavator și în jumătate de oră e gata. Noi am venit cu un proiect de clasare ca monument istoric a fostului Bal Orient și locuința reginei. A trecut la vot în Consiliul Local, iar acum instituția de abilitate să facă acest lucru trebuie să ducă la îndeplinire proiectul nostru. Acum noi ne dorim să luăm la primăria Constanța întreg ansamblu, cu Vila Regală, cu terenul de lângă, cu Barul Orient și să-l redăm circuitului turistic. Vila este acum la minister, este la guvern. Da. Trebuie să o cerem la primărie, printr-o adresă. Terenul este proprietate privată și dorim cumva o expropriere acolo și expropriere inclusiv la Barul Orient. Deci întreaga zonă să fie expropriată și să vedem un fel de balcic, da, să-i spun așa. Exact, acolo este amenajat. Da, un proces destul de îndelungat, să spunem așa, și din punct de vedere al birocrației, mă refer. Da, unii au văzut, au vândut foarte ușor toată zona aceea la preț de apartament și acum noi trebuie să scoatem castanele fierbinți și să o luăm de la capăt cu exproprieri, cu documentații. Da, care durează. Că unii și-au făcut de cap, dar în fine, acum ei sunt unde sunt și da, trebuie și să plătească. Un amendament legat de un alt imobil important, istoric, din Constanța, cel situat pe Ștefan cel Mare, Hanul Balcan. Dumneavoastră spuneți că doriți aici să realizați un centru cultural în locația Hanul Balcan, doar că imobilul în prezent are proprietar. Are proprietar. Dar dumneavoastră ați făcut demersuri pentru acest imobil, pentru că îl doreați ca primăria să-l aibă în proprietate. Ce s-a mai întâmplat? El inclusiv a fost trecut în strategia culturală a orașului, mi s-a solicitat dreptul de preemțiune, iar cineva din primărie a ținut acel document foarte mult și noi nu știam de el și între timp a fost vândut. A uitat sau? Noi nu credem că a uitat. Noi am făcut și o plângere penală în sensul acesta și poliția acum își face datoria. Plângere penală împotriva secretarului municipiului care a ținut acel document o perioadă îndelungată și consilierii nu au știut de el.
doar consilierii USR sau și toți consilierii? Adică poate... Asta nu am de unde să știu. Noi, consilierii USR, sigur n-am știut de el. Ne-am trezit cu el după o perioadă lungă de timp în care deja blogul a fost vândut și ne-am trezit în situația aceasta. Și în cazul în care această chestiune se va remedia, ce se va întâmpla mai departe? Proprietarul dorește să vândă eventual imobilul? Noi rămânem la ideea noastră, că acolo trebuie să amenajăm un centru cultural. Acum nu știu ce are de gând proprietarul, noi solicităm expropierea dacă este nevoie. Dar până atunci trebuie să vedem organele abilitate, să vedem ce decizii iau. Și cu toate acestea, chestiunea încă nu este remediată, rezolvată, cum doriți să spuneți, consilierii, colegii noastre consilieri au votat acest amendament. Au votat acest amendament, înseamnă că sunt și ei de acord. Dar numai că, uitați, până acum puteam deja să elaborăm documentație, noi acum stăm și facem alte poroase pe la poliție, că cineva din primărie nu și-a făcut treaba și a ținut dosarul undeva ascuns. Există și posibilitatea să discutați cu actualul proprietar pentru, nu știu, un parteneriat sau, mă rog, să se realizeze acest centru cultural, dacă este de acord? N-am discutat până acum proprietarul clădirii. Din punctul nostru de vedere, a trebuit să vină la primărie acea clădire. Este o clădire cu o importanță foarte mare pentru orașul nostru. Dar n-am ce să vă spun acum. Suntem la fază incipientă. Așteptăm să vedem ce spun organele de abilitate. Dacă s-a vândut legal, să-i spun așa, sau nelegal. Un alt amendament destul de important și interesant este cel legat de elaborarea documentației pentru două parcuri arheologice, mă scuzați, la poarta cetății Tomis și la termenele romane. Cum aveați acest proiect din trecut sau a fost gândit? Cele două monumente au fost lăsate de izbeliște, ele nu aveau proprietar. Când m-am dus în primărie și am întrebat ale cui sunt, toată lumea a ridicat din numeri. M-am dus la Direcția Județeană de Cultură, ale cui sunt. Și am ajuns la informația că nu au proprietar. Păi cum să n-aibă un monument atât de important pentru orașul nostru, nu au proprietar? Nu, nu au proprietar. E, și de atunci a început o întreagă epopee cu drumuri prin toate birourile primăriei. Hai să facem cumva să-l luăm la noi la primăria Constanța, să aparține de municipalitate. A fost o perioadă destul de îndelungată, câteva luni, că a trebuit cu măsurători, cu tot felul de adrese trimise pe la ministere, situații juridice și în urmă cu vreo 6 luni am reușit să stabilim apartența la domeniul public al municipiului Constanța. Între timp am început și igienizarea acelor monumente. Da. Pentru că noi nu putem interveni pe un domeniu ce nu ne aparține. Adică să facem curățenie, ceva așa. Și acum bugetul municipiului Constanța am băgat și 40.000 de euro pentru elaborare de documentații tehnico-economice pentru două parcuri arheologice, unul la Poarta Mare a Cetății și unul la Termele Romane. Cumva cel de la Termele Romane se va lega și cu mozaicul, da. Va fi o zonă destul de frumoasă acolo. Și ce doriți să faceți, de exemplu, la Poarta Cetății? Cum doriți, cum gândiți să amenajați acolo? Din punctul meu de vedere, la Poarta Cetății va trebui o expropriere. Acolo este un teren, un domeniu privat, s-a încercat acum ceva ani să se ridice un bloc, că na, noi construim peste tot, că na, ne permite administrația locală. Ne dorim expropiere, să fie un teren mai mare și să punem în... să promovăm acest monument istoric. Va fi legat cumva de proiectul Promenada dumneavoastră, pentru că sunt aproape de... Sunt aproape, dar nu cred că vor avea legătură. Un parc, unul acela, va fi cu caracter istoric, iar Promenada va avea alt caracter. Da, vor fi două atracții. Două atracții pentru acea zonă, da. Da, foarte apropiate. Mai aveți și grădina publică în Compozitor, în cartierul Compozitor. Despre ce este vorba? Ne dorim să amenajăm acolo o grădină publică. Am discutat cu locuitorii din zonă. Ne-au spus că ei nu au un spațiu verde acolo unde să ducă copiii să se recreeze. Exact. De foarte mult timp se discută. Propunerea noastră a fost de anul trecut.
dar întâmpinăm ceva probleme la situațiile juridice ale acelui teren din compozitor și mai este nevoie aveți de timp. Aveți terenul identificat? Da, este terenul identificat, dar Constanța are foarte multe probleme și acestea mai exact la cadastru. Nu știm exact proprietarii. Gândiți-vă, nu sunt monumente fără proprietari. Terenuri, nu știm de proprietari. Întreabă la SPIT, întreabă peste tot, la serviciu juridic, la patrimoniu. Nu se știu proprietari. Inclusiv unde vrem noi să amenajăm această grădină publică, este un teren destul de generos, fără construcții pe el, dar nu se știu proprietari. Mă mir cum de au scăpat acele terenuri libere în acea zonă. Tocmai de aceea, că nu se știu proprietarii, de asta au și scăpat. Da, ar fi un proiect foarte bun pentru locuitorii din zonă, pentru că nu dispun de parc în apropiere sau locuri de joacă pentru copii. Sunt foarte mulți copii acolo și nu au unde să meargă. Sunt spații de joacă amenajate între blocuri, însă cred că au nevoie de un spațiu. Da, am nevoie de un spațiu destul de mare, că na, ești copil, trebuie să alergi, trebuie să ai zone verzi, așa cum un loc de joacă băgat între blocuri nu e o copilărie. Și adulții au nevoie de un loc verde de recreație. Exact, da. Și stația VeloSmart. Am văzut acolo... Stația VeloSmart. Ați văzut că pe bulevardele principale deja se amenajează piste de biciclete. Exact. Cu greu, dar se amenajează. Ne dorim să extindem proiectul care este acum de actualitate în orașul Constanța, cel făcut în parteneriat cu Bulgaria. Ne dorim să-l extindem la nivel mai mare. Pentru asta, tot așa, am propus o sumă în buget pentru elaborarea unei documentații tehno-economice pentru extinderea acestei facilități pentru constanțeni. Vedem că e aglomerație în oraș, nu sunt locuri de parcare, ar trebui să ne gândim cumva și la transportul alternativ, inclusiv la biciclete. Sunt de acord, nu toți constanțenii vor să meargă pe biciclete, dar aceia care își doresc să se plimbe, să ajungă din punctul A în punctul B pe biciclete, să le oferim facilitatea aceasta. Și de la asta a pornit proiectul. Sperăm să se implementeze cât mai curând. Ce alte amendamente pe care eu nu le-am notat aici ați mai avut în ședința de ieri, din cele 21? Au fost amendamente ale primarului Virgil Chițac, le-am votat, am votat și pe acelea, nu erau ceva care să ridice semne de întrebare sau chestiuni de genul. Noi ne bucurăm că au trecut amendamentele noastre principal și iată și trebuie să mergem mai departe. Sperați ca și celelalte ședințe de Consiliu Local să fie tot așa liniștite, ca să spun, ca cea de ieri. Adică dacă cumva PSD vine cu un proiect care poate nu este prea ok, să aveți discuții înainte ca să nu mai existe ce a fost până acum, să discutați în ședință. Efectiv. Personal, eu n-am o problemă dacă în ședința de Consiliu sunt dezbateri pe anumite probleme. Nu am nicio problemă nici dacă discutăm înainte, să vedem și să discutăm despre proiectele pe care le propune fiecare partid în parte. Dacă sunt proiecte benefice pentru oraș, noi inclusiv ședința trecută am votat niște proiecte, chiar dacă nu erau ale noastre, erau benefice pentru o categorie socială din orașul nostru, le-am votat fără niciun fel de problemă, adică nu suntem aici să fim hapsâni și de dragul bătăliei politice să nu votăm proiecte bune. Ce părere aveți acum? În calitate de ales local, nou an, 2023, însă cu aceleași probleme pe care probabil vi le semnalează constanțenii în continuare, lucrări. Și cel mai probabil vor demara și alte șantiere. Bulevardul Mamaia de la Pescărie până în Năvodari, adică stațiunea Mamaia va intra în proces de reabilitare, la fel cum se întâmplă pe marile bulevarde. Ce părere aveți? Pentru că acestea nu sunt încheiate. Nu sunt încheiate și vor mai dura. A fost tot felul de termene, acestea nu s-au materializat și suntem într-un șantier continuu. Sunt de părere că orașul trebuie să se dezvolte, trebuie să fie șantiere, dar nu așa. Nu în modalitatea în care ne aflăm noi acum, cu întârzieri foarte mari. Trebuie lucrat mai bine la caietele de sarcini, ai întârzieri,
penalități. Cum s-a întâmplat? Se spune pe Ștefan cel Mare, acolo pe Ștefan cel Mare sunt întârzieri foarte mari, vor fi întârzieri și pe Lăpușneanu. Penalități și asta, și veți vedea că vor lucra. Pentru că nu poți să fii cu o firmă de apartament, să iei proiecte foarte grandioase și să ne trezim după aceea că noi căutăm să subcontractăm. Păi, dar dacă nu găsești subcontractanți, te-ai gândit la problema asta? Și dăm așa din coate în coate, mai cu muncitor, mai o lopată, mai ne facem că muncim și totul pe nervii constanțenilor. Exact. Haide de la început. Un cai de sarcini foarte bun, să-i tragem la răspundere dacă nu respectă caietul de sarcini, primăria la fel să fie trasă la răspundere dacă nu respectă ceea ce scrie acolo și să ne aflăm în termen. Și va mai fi un șantier, cred, și pe Bulevardul Brătianu. Pe Brătianu. Va începe șantier și pe Brătianu, aceeași mărie, dar cu altă pălărie, trotuare, piste de biciclete, stații, proiect de mobilitate. Proiectele sunt bune pentru municipiu, însă cred că constanțenii vor avea și mai mari surprize, în ghilimele spus, când în stațiune, efectiv, vor demara lucrările, pentru că se vor crea și mai mari aglomerații, ambuteiaje. Și proiectele acum, la care se lucrează acum, văd că nu prea se mișcă lucrurile, cum ați spus și dumneavoastră. Vom avea o problemă pe timp de vară în stațiunea Mamaia. Pentru că vor veni turiști, va fi un disconfort, dar și stațiunea Mamaia trebuie cumva să fie modernizată. Că nu s-a mai făcut investiții în stațiune de zeci de ani. Vă referiți la infrastructura? Infrastructura rutieră. Rutieră. Asta mă refer, da. Chiar dacă vor fi anumite probleme pentru turiști, dar trebuie cumva să intervenim și acolo. Și legat de stațiunea Mamaia, mai aveți informații, noutăți legate de... Știu că discutați pe puzul stațiunii Mamaia ca să nu se mai construiască. Încă se construiește în stațiune. Cum vedeți? Noi am încercat să suspendăm puzul din Mamaia. N-au avut nici cei de la PNL, n-au avut nici cei de la PSD. Noi suntem o mână de consilieri în Consiliul Local, nu avem forța necesară să facem acest lucru. Când mai sunt puzuri venite în stațiunea Mamaia, noi ne-am împotrivit la toate, pentru că nu ne mai dorim blocuri acolo. Trebuie o dezvoltare, altă dezvoltare în stațiune. Trebuie să avem și noi hoteluri, trebuie să avem parcuri acvatice, pentru că dacă stăm numai în blocuri, stațiunea va fi și o sortă de eșecului. Vă referiți la clădiri destinate exclusiv turistic, da. Cu restaurante la parter, ca atunci când vine turistul să aibă mai multe beneficii. Pentru că dacă îi dai doar o cameră de hotel și marea, o să vină o dată, hai și a doua oară și după aia se mută la greci sau la bulgari, pentru că acolo chiar au ce face. Legat de spațiile verzi, spuneați mai devreme, mai știți ceva despre parcurile despre care se spuneau că se construiesc sau noile parcuri? Știu despre parcul nostru din Faleză Nord. Studiul de fezabilitate este aproape gata. Au mai fost mici modificări asupra studiului. Și sper că în cea mai scurtă perioadă să fie gata studiul de fezabilitate și să ne apucăm de execuția parcului. Dar, repet, el este aproape gata. S-ar putea ca parcul dumneavoastră, proiectul dumneavoastră de construire, de amenajare a unui parc, să fie finalizat înaintea parcurilor pe care le-a promis aparatul administrativ al primării. Politic, mi-aș dori să întâmple așa. Administrativ, mi-aș dori ca oricare parc să se va realiza, că este în beneficiul constanțenilor, să se realizeze, nu avem nicio problemă. Despre problemele de la termoficare, ce puteți să ne spuneți? Sunt foarte multe avarii, dar se lucrează la proiectul de... Păi v-au mai sesizat constanțenii aceste probleme? Avem un sistem care e moarte clinică cu țevi ruginite. Inclusiv eu am sunat la termoficare, am discutat cu directorii de pe acolo, le-am sesizat diferite avarii. N-ai ce să faci. Trebuie doar să cârpești până ai un proiect
un proiect să faci, să faci acea zonă, schimbată de la zero. Pentru că Cârpele a fost 50 de ani și iată ne trezim acum cu întregi cartiere fără apă caldă, fără căldură. Vine iar. Din vina vechii administrații. Pentru că acolo a fost principala problemă. Tot îi vedeam în campanii că fluturau steaguri cu gata, avem un nou CET, facem un nou CET, dar ei nu făceau nimic, erau și pe căpătuială. Și ne-am trezit în anii 2020 cu foarte multe avarii, orașul arată cu, ca o saună mai degrabă. Fiecare intersecție ne trezim cu, cu aburi de 5 metri. Dar sunt proiectele pe fonduri europene. Da. Acum am văzut că am început și pe, pe Tomis să, să, schimbe, să schimbe țevile. Deci se lucrează. Se lucrează. De acest punct de vedere. Da. Cam atât pentru astăzi. V-am invitat să discutăm despre aceste amendamente importante, spun eu, proiecte benefice pentru constanțeni și cu siguranță ne mai vedem la interviul pentru a discuta punctual pe proiectele dumneavoastră și foarte important o să țin cont de proiectul Parcul din Faleză Nord, pentru că este important, constanțenii și-au dorit acolo un parc și ne revedem la un nou interviu. Vă mulțumesc și sper să ne vedem cât de curând. Sigur. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. La revedere!